De la începutul pandemiei de COVID-19 până acum, peste 263 de milioane de oameni din lumea întreagă s-au infectat cu SARS-CoV-2. Peste 5 milioane de persoane au murit din cauza COVID-19. Cele mai vulnerabile în fața bolii s-au dovedit a fi persoanele cu anumite boli cronice. În ce fel de situații pacienții cu scleroză multiplă care se îmbolnăvesc de COVID-19 au o evoluție mai severă, explică pe larg profesor universitar dr. Veronica Popescu, medic neurolog român specializat în scleroza multiplă, care lucrează la Centrul Universitar de Scleroză Multiplă Pelt Hasselt din Belgia. Care este situația pacienților cu scleroză multiplă din Belgia și câți pacienți belgieni suferă de această boală în prezent, dacă există astfel de evidențe? Se estimează că scleroza multiplă în Europa de vest ar avea ceea ce numim prevalență. Prevalență înseamnă numărul de cazuri la 100.000 de locuitori. Deci să estimăm că una din 1.000 de persoane în Europa de vest are scleroză multiplă. Dacă am dori să extindem aceste estimări la alte țări, sigur că trebuie să ținem cont și de numărul și de posibilitățile de diagnosticare. Pentru că este posibil ca aceste persoane să aibă scleroză multiplă, dar să nu fie întotdeauna în toate țările posibilități de a le diagnostica la timp. În ceea ce privește Belgia, sunt mai mulți pacienți decât în alte țări din Europa sau sunt mai rapid diagnosticați? Ca viteză de diagnostic, în general, aceasta poate varia. Ce pot să vă spun este că în centrul nostru ne-am uitat la această variabilă și am văzut că pentru pacienții pe care îi urmărim noi, diagnosticul fusese pus la majoritatea la sub un an de la debutul simptomelor. Aș vrea să precizez că această evaluare nu se referă numai la centrul nostru, pentru că noi urmărim și multe persoane care au fost diagnosticate în altă parte și care ulterior au ales să vină ca pacienți în centrul nostru. Suntem în contextul pandemiei de COVID-19, așa că aș vrea să vă întreb câți dintre pacienții cu SM pe care îi urmăriți au făcut COVID până acum și câți dintre aceștia erau vaccinați împotriva bolii. Aș vrea să vă spun că marea majoritate a persoanelor cu scleroză multiplă pe care le urmărim la noi sunt vaccinate. Mă refer la procentaje de 97-98% din pacienții noștri care sunt vaccinați. Avem mai ales în această perioadă foarte multe cazuri de COVID-19. De unde anul trecut, sau mai corect, până anul acesta, în septembrie, aveam câteva cazuri. Din luna septembrie este o creștere exponențială a numărului de persoane infectate cu COVID și aproape în fiecare zi primim 2-3 telefoane în care ni se spune că încă un pacient al nostru este pozitiv. Ați putea aprecia că s-a dublat sau s-a triplat numărul persoanelor cu SM care fac COVID? Aș putea spune chiar că că creșterea ar fi cam de 10 ori. Cum evoluează COVID-19 la pacienții cu scleroză multiplă? Aici mă refer la formele pe care le fac, forme ușoare, forme severe și care este riscul de deces al acestora în comparație cu populația generală. Persoanele cu scleroză multiplă nu au o evoluție mai severă a COVID-19 față de populația generală, cu câteva excepții pe care le voi numi ulterior. Dar majoritatea persoanelor cu scleroză multiplă vor avea evoluția COVID-19 similară cu alte persoane din populația generală care nu au scleroză multiplă, dar au aceeași vârstă și eventual alte
boli. Mă refer la, de exemplu, o persoană cu scleroză multiplă care are 50 de ani și diabet, va avea aceeași evoluție la a sclerozei multiple ca o persoană de 50 de ani cu diabet, dar fără scleroză multiplă. În cazul sclerozei multiple există câțiva factori de risc pentru evoluție severă a bolii COVID-19 și aici mă refer la persoanele cu scleroză multiplă foarte avansată, care sunt fie imobilizate la pat, fie imobilizate în scaunul cu rotile. A fi imobilizat este, prin definiție, un factor de risc pentru evoluție severă a tot felul de boli pulmonare. Iarăși, în plus de asta, există câteva tratamente pentru scleroza multiplă care sunt asociate cu evoluție mai proastă a COVID-19. Aceste tratamente asociate cu o evoluție mai proastă a COVID-19 sunt tratamente care afectează sistemul imun de o manieră foarte intensă și blochează fabricarea de anticorpi. Cum s-a modificat viața pacienților cu scleroză multiplă în contextul pandemic? Și aici aș vrea să aduc în atenție faptul că accesul în anumite perioade ale pandemiei, când a fost lockdown, a fost cumva restricționat către serviciile de sănătate. Au fost, de exemplu, în România probleme privind accesul la anumite medicamente. Cum s-a modificat viața belgienilor în acest context? A fost, mai ales în prima perioadă, anul trecut, a fost o perioadă de foarte mare teamă, pentru că, numărul unu, nu se știe exact ce influență vor avea tratamentele pe care aceste persoane cu scleroză multiplă le iau asupra evoluției COVID-19, și atunci foarte multe persoane practic s-au izolat. Deci nu mai doreau să iasă din casă pentru niciun fel de motiv. Am primit foarte multe telefoane sau foarte multe mail-uri îngrijorate în care oamenii ne întrebau ce să facă, să-și oprească tratamentul, să nu-și oprească tratamentul. Este esențial ca tratamentul să nu fie oprit, pentru că, iată, precum se și vede, COVID-19 nu a fost o chestiune de câteva săptămâni, ci este aici deja de una jumate și probabil va rămâne cu noi încă mult mai multă vreme. Deci nu ne putem permite să oprim tratamentele pentru scleroză multiplă, pentru că scleroza multiplă, desigur, și ea evoluează dacă nu este tratat. Al doilea, foarte multe persoane s-au temut să vină în spital. Deci nu a fost numai că a fost accesul restricționat, dar a existat chiar și aici teama că în momentul în care ai intrat în spital, aproape sigur te vei molipsi cu COVID. Această teamă, desigur, este nejustificată, pentru că igiena în spital este sigur mult mai bună decât marile surse de contaminări care sunt mediul privat. Și una din problemele pe care le-am avut și încă le avem este faptul că noi recomandăm întotdeauna ca persoanele cu scleroză multiplă să se ducă și să facă fizioterapie. Mișcarea este foarte, foarte importantă pentru persoanele cu scleroză multiplă, indiferent de gradul de afectare pe care aceste persoanele au, și pe cât posibil mișcare activă, deci nu numai mobilizare pasivă, dar mișcare activă în funcție de, sigur, nivelul lor fizic. Din cauza pandemiei, fie că mulți fizioterapeuți au fost închiși, fie că persoanele cu scleroză multiplă s-au temut să se ducă la fizioterapeut, pentru că mai ales terapia manuală este, sigur, mai riscantă, e o profesiune de contact medical, deci în acest sens lumea și-a pus problema că ar putea fi o sursă de contaminare. Persoanele cu scleroză multiplă au fost însă, din fericire, considerate prioritare ca grup pentru vaccinări.
Deci, în Belgia s-a început cam din martie vaccinarea persoanelor cu scleroză multiplă, ceea ce a fost foarte bine și iarăși au fost considerate ca persoane de risc și au putut să primească boosterul mult mai repede. Cu alte cuvinte, persoanele cu scleroză multiplă sunt considerate o categorie de risc pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2? Cred că ar trebui să nuanțăm, pentru că există câteva circumstanțe pe care le-am și numit în care persoanele cu scleroză multiplă au un risc crescut de evoluție serioasă a acestei infecții, dar pentru organismele de stat și pentru cei care hotărăsc cine are dreptul la vaccinare prioritară, a fost mult mai simplu să grupeze toți pacienții cu scleroză multiplă, indiferent de tratament, într-un grup de risc, în loc să separe pe tip de tratament. În sensul ăsta, bun, pentru noi a fost pozitiv, noi ne-am bucurat că pacienții noștri pot fi vaccinați mai devreme, dar anumite tratamente cu scleroză multiplă sunt chiar cunoscute ca având un efect protectiv în contra COVID-19.